din cauza inflației. Rata anuală a inflației. Rata anuală a inflației. Inflație. Inflație. Rata inflației. Inflație. În clipul trecut am adus vorba despre necuratul, cunoscut și sub numele de taxe și impozite. Și spuneam acolo că e nevoie de ele ca să funcționeze țara, pentru că nu poate să meargă cineva din Primăria Națională și să zică fă și mie 1000 de teancuri de 500 și să fie ok, pentru că nu merge chiar așa. Ei, și dacă tot am adus vorba, m-am gândit că poate e și cineva care se întreabă de ce nu merge așa și am zis să răspund la întrebare. Acum, poate că ai mai auzit și tu pe la televizor despre inflație, dar dacă ești ca mine până acum ceva timp, probabil că n-ai înțeles mare lucru despre ea, decât că e de rău. Deci, ce înseamnă inflația și ce legătură are ea cu tipăritul banilor? Inflația e de fapt un dezechilibru în economie. Cresc prețurile și scade puterea de cumpărare. Sau, mai pe românește, cu banii cu care azi cumpărai două ouă, mâine poți să cumperi doar unul. Mai auzi despre ea pe la televizor sub forma unui indice sau mai auzi că rata anuală a inflației e de nu știu cât la sută. E o formulă făcută de oameni mult mai deștepți decât mine în funcție de prețurile de consum, dar nu mă bag unde nu-mi fierbe oala și revin la oile mele. Deci, să revenim la banii de care ziceam mai devreme. De ce nu putem să tipărim pur și simplu bani când rămânem fără și să-i dăm oamenilor? Pentru că n-ar avea ce face cu ei. Pentru că deși oamenii ar avea mai mulți bani, bunurile și serviciile de pe piață ar rămâne aceleași. Și presupunând prin absurd că ar putea cineva să dea peste noapte o groază de bani tuturor firmelor din România, tot n-ar avea cum să crească producția la fel de repede pe cât crește cererea, că omul când are bani, vrea să cumpere. Deci, dacă Imprimeria Națională ar printa și pune în circulație bani pe bandă rulantă, s-ar întâmpla unul din două lucruri. Ori s-ar goli rafturile și n-ai mai avea ce cumpăra, ori, ca să nu se ducă naibii toată economia, ar crește prețurile. Degeaba ai avea mai multe bucăți de plastic în buzunar, pentru că ai putea cumpăra cu ele același lucru pe care îl cumpărai și înainte, sau poate chiar mai puțin. Ca să dau un exemplu concret, dacă oamenilor li s-ar da mai mulți bani, ei s-ar duce să cumpere. Și să zicem că te duci să-ți cumpere apă. Nu apă! Bine, bere. Azi o bere costă 6 lei. Dar pentru că ți-au picat niște bani din cer, tu nu mai ai 6 lei în buzunar, ai 12 lei și te duci să-ți cumperi 2 beri. Dar se duce și Gigel, se duce și Costel, se duce și Maricica. Și la magazin nu mai e bere, pentru că fabrica de bere tot atâta face. Sau, și mai rău, fabrica de bere din străinătate le-o vinde mai scump ca să nu bea românii toată berea. Cum magazinul nu poate să facă bani fără marfă și nu poate să cumpere marfă dacă îl vinde la prețuri mai mici decât cumpără, crește și el prețurile ca să nu iasă în pierdere. Ca atare, când te duci la magazin a doua zi, are bere, dar nu mai costă 6 lei, costă 12 lei. Deci, ți-au picat bani din cer, dar tot o bere cumperi cu ei. Ăsta ar fi răspunsul pe scurt la de ce nu face statul bani. Dacă aș putea să fac bani, aș făcea și eu, domn. Dar stai liniștit, mai sunt și alte modalități de a crește inflația. O altă metodă prin care se fac dezechilibre din astea dubioase e atunci când crește cererea fără să crească oferta. E exact aceeași situație ca mai devreme când ziceam că se pun mai mulți bani în circulație, doar că de data asta putem să spunem că nu printează bani și da așa, dar statul decide că cetățenii au fost cuminți și le crește salariile. Salariile cresc, oamenii se duc să cumpere, la raf sunt aceleași produse ca și ieri pentru că nu are cum să crească și producția odată cu salariile așa peste noapte și se întâmplă același lucru. Cresc prețurile, scade puterea de cumpărare. Mai e și inflația prin costuri, atunci când cresc costurile de producție, dar nu crește cererea. De exemplu, fabrica de împachetat fum vrea să împacheteze în continuare, dar cresc prețurile la hârtie, plastic și ce altceva mai folosesc ei ca să împacheteze fum. Oamenii, din păcate, nu vor să cumpere mai mult fum împachetat. Deci, pentru că pe ei acum îi costă mai mult să producă aceeași cantitate, scumpesc pachetul de fum. Același lucru s-ar întâmpla și dacă fabrica ar crește salariile împachetatorilor de fum, dar ei ar împacheta tot atât. Pe scurt, dacă te costă mai mult să produci același lucru, e logic să crești prețurile ca să nu ieși în pierdere. Crescând prețurile, clienții cumpără mai puțin cu aceiași bani. Și, în caz că nu ne ajunge inflația noastră și nu ne place că de e făcută în România, mai e și inflația importată. Da, până și asta. Aici, lucrurile sunt simple. Dacă peste graniță cresc prețurile produselor pe care noi le importăm și le vindem, evident că o să crească prețurile și la noi. Prețurile cresc, puterea de cumpărare scade și toată lumea e nefericită. Și ultimul tip de inflație despre care vorbim e inflația prin structuri, adică atunci când unul se trezește că el e șmecher și e singurul care pune la dispoziție pe piață un bun sau un serviciu și crește prețurile până la Dumnezeu și o palmă mai sus pentru că a pus monopol pe piață, că de e nevoie. De exemplu, dacă Gigi Duru SRL ar rămâne singurul distribuitor de internet din țară, el ar putea să crească prețul abonamentelor cât ar vrea el, pentru că tu tot ți-i faci abonament, pentru că vrei să te uiți pe YouTube la cum merge țara. Și revenim de unde am plecat. Prețuri mai mari, putere de cumpărare mai mică, numai eleul ce era odată. Nu sunt vreun economist, așa că mă opresc aici. Îți las în schimb link-uri în descriere de la articole ale unor oameni care chiar sunt, în caz că vrei să afli mai multe. Eu sunt Irina Niculescu, iar tu ai învățat încă puțin...